Deși poartă numele Fecioarei Maria, interpreta de muzică populară Maria Ciobanu mărturisește că nu îi place să petreacă în această zi. La aproape 80 de ani, ciocârlia se simte cel mai bine pe scenă, iar glasul ei cristalin se aude în toate colțurile țării. Asta în ciuda criticilor lui Dragoș Dolănescu, ce și-a acuzat fratele pe Ionuț, că ar fi în stare să o ducă pe aceasta și într-un cărucior la concerte. De Sfânta Maria, îndrăgita interpretă de muzică populară, Maria Ciobanu sărbătorește prin muncă. Vă sărbătoriți astăzi? Azi mă sărbătoresc, că eu am spectacol la Oșova astăzi. Pe 8 septembrie? Eu acum sunt la Craiova, nu știu pe 8 septembrie pe unde-i fi. Mulțumesc. Dumnezeu știe. Și mie, sincer să fiu, nu-mi plac petrecerile. Am cântat toată viața la petreceri și eu nu vreau să-mi fac petrecerile de juni, de zilele mele. Un mesaj pentru Sfintele Marii. Dumnezeu să le binecuvinteze, să le dea sănătate și numai bucurii să aibă în viață. Pe 3 septembrie, Maria Ciobanu împlinește 80 de ani. Ciocârlia, așa cum mai este cunoscută Maria Ciobanu, a fost însă sărbătorită în avans la Sibiu. Vocea sa inconfundabilă a răsunat timp de 3 ore live în centrul orașului. A fost aplaudată de mii de invitați. Ați avut un concert frumos! Da? Nu știu dacă a fost frumos, că a fost ploaie. A plouat mult acolo, dar a stat lumea în ploaie cu umbrele. Asta e, dacă o iubesc pe Maria Ciobanu, se sacrifică. Artista a cântat alături de fiica ei, Leontina Văduva, dar și de fiul și nora sa, Ionuț și Doinița Dolănescu. La un moment dat, Maria Ciobanu s-a trezit pe scenă cu cei trei nepoți ai ei, Vlad, Maria și Iancu. Deși în 2016 Maria Ciobanu și-a anunțat retragerea acuzând probleme de sănătate, iată că a trecut mai bine de un an de când artista bate în continuare scenele țării. Are și câte 7 concerte pe lună în țară, dar și în străinătate. Ionuț mai are puțin și o aduce pe Maria Ciobanu în cărucior pe scenă, l-a acuzat la un moment dat Dragoș Dolănescu pe fratele său Ionuț. Știu că Dragoș m-a criticat și pentru acest lucru. S-a spus în presă că am să o duc pe mama la concerte în cărucior, dar nu este vina mea că publicul încă o iubește pe Maria Ciobanu. Este foarte solicitată și la această vârstă și eu nu pot să refuz oamenii care au adulat-o și o ador în continuare pe Maria Ciobanu. Când ești tânăr, să-ți